Ministerul Apărării Naționale a anunțat deschiderea unui nou proces de recrutare pentru anul 2024, în care sunt disponibile peste 2000 de posturi de soldați profesioniști. Aceste posturi sunt disponibile în 41 de județe ale țării, oferind oportunități egale pentru toți candidații, indiferent de gen. MAPN face angajări și scoate la concurs peste 2000 de posturi de soldați profesioniști. Informațiile despre oferta profesională, condiții de recrutare, selecție și repartizare pot fi obținute direct de la unitățile militare alese de candidați sau de la biroul de informare și recrutare din localitatea de reședință. Calendarul recrutării, înscrierea candidaților 5 august 13 septembrie, selecția candidaților 12 august 20 septembrie, examinarea medicală 19 august 28 septembrie, termen final pentru întocmirea dosarelor 18 octombrie 2024, criterii și condiții generale pentru candidați, să aibă cetățenie română și domiciliul în România, să nu fi fost condamnat pentru să săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de corupție, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, să nu facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă este membru, să se angajeze înscris că după admiterea în unitatea instituția de învățământ militar sau în programul de formare, instruire, va renunța la această calitate, să nu facă parte din organizații interzise de legislația română și să nu fie membru al unor organizații incompatibile cu regulile, să nu aparțină unor culte sau asociații, grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizații sau asociații comerciale. Pentru candidate să declare înscris că își asumă toate riscurile în situația în care pe parcursul susținerii probelor de selecție se află în stare de graviditate-maternitate. Procesul include examinări medicale în unitățile sanitar-militare și selecții riguroase pentru a asigura că cei mai potriviți candidați sunt acceptați. Această inițiativă oferă o oportunitate semnificativă pentru cei care doresc să urmeze o carieră militară și să contribuie la apărarea națională a României, relatează romania.tv.net.